Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că aproape 2 milioane de elevi vor primi fructe sau corn și lapte în anul școlar 2024-2025. Bugetul aprobat pentru programul pentru școli al României este de 760 de milioane de lei. În anul școlar 2024-2025 vor beneficia prin program de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și măsuri educative aferente acestor produse. Un număr de 1.900.000 de preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat, autorizate sau acreditate și particulare acreditate, și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari și elevi incluși în învățământul special. Pentru acordarea de fructe, județul Maramureș are nevoie de 2,2 milioane de lei, în timp ce pentru cornuri și lapte suma este de 8,5 milioane de lei. Până în acest moment nu se știe dacă copiii de grădiniță și elevii maramureșeni vor primi de la începutul anului școlar produsele prin programul național. Aceasta având în vedere că și în anul școlar trecut licitația a decurs cu întârziere și produsele au fost distribuite mult după începerea cursurilor.